concurs, un joc pe care trebuie să-l respectăm și să fim înțeleasă ca atare. Știi deja pe cine vei nominaliza. Ești hotărâtă. Ai făcut o analiză. Analiza mea va fi bazată clar pe ceea ce se întâmplă atât pe traseu, în primul rând, și în camp. Dar mă bazez mai mult pe tot ce înseamnă aportul și abilitățile unui coleg în această echipă. Mulțumesc. Cezar, a doua imunitate individuală, ai nominalizat, ai tras un foc și Rubi a plecat acasă. Astăzi va fi la fel de greu, dar astăzi am vorbit deja cu cineva, am stabilit, i-am spus, am căzut de comun acord. Ok. Pizza, astăzi ești pentru prima dată în Consiliu și poți fi nominalizat. Din păcate, ajungem să pierdem în momente critice ale jocului. Eu încă mă gândesc cum de la 5-1 am reușit să pierdem cu 10-8. E o chestie pe care și Adrian a auzit cea mai devreme. În sport de performanță, când pierzi, de multe ori e greu de digerat o asemenea înfrângere. Pot fi și eu acela. Consider că încă n-am atât de sule încă pot să ajut echipa asta. Rămâne de văzut și va vota în această seară. Ți-ai făcut prieteni, dar și dușmani. La nivel verbal, ai avut niște contrie destul de puternice cu Andrei. Cum ai sunteți voi doi acum? De-a lungul competiției până acum, într-adevăr, în echipa adversă cu Andrei am avut câteva divergențe verbale. Însă ieri, când am ajuns în camp, am promis colegilor atât cât și mie că nu voi mai intra în niciun fel de divergență cu el, drept pentru care astăzi nici măcar nu mi-am deschis gura și i-am ascultat sfatul și am preferat să duc punct echipei în loc să mai intru la... Am văzut însă că de multe ori